Dacă îți dorești un interior cald și primitor, al cărui design să reziste peste ani, îți recomandăm cu mare căldură stilul eco. Avantajul lui major este adaptabilitatea, el ne fiind tocmai un stil în sine, ci o direcție care poate fi abordată în cadrul mai multor tipuri de amenajări. În plus, în stil eco poți decora locuința indiferent de bugetul pe care îl deții. După cum îi spune și numele, este clar că decorul în stil eco trebuie să conțină materiale naturale și culori ce se regăsesc și într-o plimbare relaxantă prin natură. Uită de plastic și alte materiale procesate chimic în culori agresive și caută acele piese realizate din lemn, piatră, cărămidă, sticlă și ceramică, ratan, bambus și chiar hârtie. Trebuie să fim foarte atenți cum alegem materialele pe care le antrenăm în construirea acestei case, astfel încât să nu avem pierderi de energie. Ce înseamnă eco? Înseamnă natural, înseamnă biodegradabil, înseamnă durabil și înseamnă, dacă vreți, sustenabil. Și aici alegerea materialelor trebuie să se facă în funcție de aceste criterii. Pentru textile, renunță la poliester și alege acele țesături brute din bumbac, cânepă sau iută. Dacă bugetul tău este mai permisiv, nu exclude lâna, mai ales pentru țesăturile covoarelor. Mare atenție la modul de finisare ale materialului. Dacă optezi pentru mult lemn, de exemplu, textura acesteia trebuie să fie simplă, iar tratamentul aplicat să fie minimal. E de preferat lemnul masiv, însă în amenajările mai ieftine poți folosi cu succes și mobilierul din PAL, atâta timp cât furnirul său imită o textură cât mai apropiată de ceea ce poți găsi în natură. Trebuie să ne gândim și să se întâmple acest lucru, punând accentul pe sănătate. Vom fi mai sănătoși, mai fericiți, pentru că aerul din interior schimbă viața. Urmăream un material la un moment dat, s-a creat Biosfera 2, un grup de cercetători care au creat ceea ce înseamnă pământul într-un interior. La un moment dat, timp de 2 ani de zile au rămas în acest spațiu închis. Aveau grădini, aveau oceane, aveau baraje și aveau pierdere de oxigen. Și au, timp de 6 luni de zile, au căutat ce anume pierdea oxigenul. Barajul creat, cimentul, absorbea oxigenul, iar ei își pierdeau din puterea de a își desfășura activitățile de zi cu zi, de la a planta legumele în grădina pe care au creat-o și până la activități de cercetare, pierdeau din energie. Atunci când alegi o gamă de culori, gândește-te ce tip de cromatică te-ar face să te simți mai relaxat, deoarece aceasta este exact starea pe care trebuie să ți-o inducă o amenajare în stil eco. Un alt exercițiu este să-ți imaginezi un spa. Cea mai uzuală paletă de culori este cea formată din culori care se regăsesc peste tot în natură. Nisipiu, maroniu, pământii, verdele plantelor, cărămiziu, albastru și alb. Nimic întâmplător, evident verdele. Este culoarea anului. 2017, dar asociat cu trendul eco, poate, eu cred că nu este nimic întâmplător. Suntem obligați să ne schimbăm mentalitatea, suntem obligați să gândim ecologic. Culoarea anului este acest green, verde. Dacă ai un buget redus și o amenajare existentă în tonuri neutre, este suficient să introduci un element de accent din acest stil, pentru a da un suflu nou locuinței, cum ar fi un perete verde din licheni. Pentru o soluție chiar mai ieftină, folosește tapet sau sticlă imprimată cu motive naturale pentru a finisa un perete accent.